tot astăzi este vinerea cea neagră, Black Friday, cum o numesc americanii, ziua în care totul este redus, totul este pe moca, mocăciune și, mă rog, alte, sau alți termeni aberanți de genul acesta. Bun, eu am aruncat o privire, vă arăt și dumneavoastră, da, colegul comută pe laptop, vă arăt superbele reduceri de Black Friday pe unul dintre site-urile de cumpărături românești, este vorba de EMAG. Pe el am zis, hai bă, să intrăm pe el. Și haideți să mergem totuși la partea asta cea mai căutată, că bănesc că lumea nu-și caută chiar electrocasnice sau bricolaj. Astăzi, ce mai degrabă își caută TV, foto și electronice. Aparatele foto, dacă aveți curiozitatea, vedeți că sunt reduse de pe la 11 milioane până pe la 6 milioane. Da, asta e bine pe de oarecare parte, să zicem, deși tot nu-ți cumperi nicio mare sculă, să zicem așa, cu 6 milioane. Hai că ăsta, să zic, de aici mai Nikonul ăsta, el 610, mai arată cât de cât aparat foto, da? Mă rog, un aparat foto adevărat e undeva pe la 30 de milioane, iar văd că exact pe alea, pe la 30 de milioane, nu le-au redus. Sau cel puțin nu le-au scos la vânzare cu Black Friday pe reducere. Tot ce a fost, după cum observați, tot ce a fost foarte, foarte redus, deja au epuizat stocurile. Mă rog, vedeți și dumneavoastră, sunt tot felul de oferte, se poate profita în această perioadă să-ți achiziționezi ceva, cel puțin în ziua de astăzi va fi o nebunie totală, cel puțin pe site-urile acestea electronice, în care poți să-ți achiziționezi absolut orice nebunie vrei tu, orice, iată, până și volan auto este de cumpărat, bine, de ăla pentru jucat, nu de ăla real, să nu vă așteptați, dar probabil că și alea pe un site auto, cred că și alea adevărate sunt reduse astăzi, da. Black Friday este o, să spunem așa, o chestie inițiată în America și se vrea a fi cea mai ziua cu cele mai mari reduceri de pe glob. Ziua în care practic lumea își face curat în magazin, dacă e să mă întrebați pe mine, ziua în care vrea să scape de cea mai mare cantitate de marfă și, de ce să nu recunoaștem, să și vândă, pentru că se vinde bine în această perioadă. Cine știe să profite de acest Black Friday, de această vinere neagră, tradus motamo în românește, poate profita binișor. Bine, asta ar fi de spus, restul reducerilor le găsiți dumneavoastră, până și cei de la Gândul văd că au pus astăzi pe prima pagină lista ofertelor de la EMAG, EVOMAG, Domo, Altex, Flanco și cum se bat retailerii români în reduceri. La unul dintre aceste magazine puteți merge și în Pașcani, sunt legăsiți, este unul chiar în zona Vale pe Esplanadă, poate și aia au pus ceva de Black Friday la bătaie cu reducere mare. Bine, haideți să trecem la știrile noastre pășcănene, în care aflăm că un grup de elevi de la Liceul Teoretic Miron Costin a mers ieri și a împărțit cadouri alături de niște cadre redacții, mi se doamna a fost de capul lor, în localitatea Cozmești, unde sunt o serie de familii nevoiașe. Da, e un lucru frumos, am fost și eu acolo personal, alături de acești micuți și într-adevăr au strâns timp de o săptămână fructe, legume, ce au mai putut găsi, bineînțeles, suntem și în post, nu au putut să dea cadouri gen carne sau lapte sau alte produse, au făcut și ei un cadou așa mai de postul Crăciunului oamenilor de acolo. 10 familii din localitatea Cozmești au fost, să spunem așa, beneficiarii, cu ghilimele de rigoare, a acestor produse. Noi am postat și filmulețul cu tot ce s-a întâmplat acolo. Intrați pe ziarulorizont.info și vedeți mai multe detalii. Am văzut niște familii, vai de mama lor, cel puțin ultima familie la care am fost, nici măcar curent electric nu aveau. Săracii copii, erau vreo 5 copii, nu aveau nici haine, nici încălțăminte, nici absolut nimic, și cei de la Miron Costin promit că în perioada Crăciunului vor reveni și vor ajuta și cu haine și alte probleme. Bine că mai sunt și oameni cu inima deschisă în zona Pașcaniului. Da, consiliere pedagogică pentru elevii de la Colegiul CF Unirea Pașcani în cadrul Cabinetului de Asistență Psihopedagogică de la Colegiul CF Unirea s-a desfășurat o serie de programe educaționale, între care și cel de ieri,
este vorba pe un program de orientare școlară și profesională pregătește pentru carieră, care vine în sprijinul elevilor de clasa 11 și a 12-a în vederea luării unei decizii corecte, conforme cu abilitățile și aptitudinile profesionale individuale, dar și cu cerințele din câmpul de muncă. Astăzi au fost prezenți, astăzi mă refer la data de ieri, 10 elevi, iar în centrul de greutate al discuțiilor s-a mutat, sau centrul acesta s-a mutat pe rolul imaginii de sine în alegerea carierei. Da, ce alegerea carierei, ce abilități și aptitudini, că ești din facultate și habar n-ai unde să te duci și ce să faci. Sau termini liceul și nu-ți găsești absolut niciun loc de muncă. Asta cu sprijinul elevilor în luarea deciziilor corecte și conform, asta e egal cu pix, e așa, exact așa e chestia asta, n-are nicio treabă. Programul se derulează în mai multe secțiuni, lasă să se deruleze. Cert este că vor termina școala și habar nu vor, avea ce vor face mai departe. Dacă vor avea un bănuț sau au învățat bine, să zic că vor reuși să meargă către o facultate și vor mai pierde încă 3, 4 ani, 5 ani, depinde de facultatea la care se înscriu, pe acolo mai au activitate. Ei, când termine acolo, te izbești de realitatea asta cruntă în care vezi că nu sunt locuri de muncă, sprijinul și ăla e vai de mama lui. Știu foarte, foarte mulți tineri inteligenți care au învățat foarte, foarte bine, poate mult, mult mai inteligenți decât mine personal, au ajuns să lucreze prin Italia, pe șantier, prin Anglia sau prin alte state europene în niște condiții mizerabile. Dar asta este situația, asta oferă sistemul în România și asta trebuie să facă. Așa că treaba asta cu consilierea pentru carieră, v-am spus, e egal cu zero. Bun, pășcănenii sunt nemulțumiți de furnizarea agentului termic. Locuitorii municipiului Pașca sunt nemulțumiți în legătură cu furnizarea căldurii de către regia de termoficare. Mai exact, cei care nu dispun de centrale proprii au parte de căldură în locuințe doar câteva ore, respectiv dimineața între orele 5 și 10 și seara între orele 16 21. Direcția regiei susține că programul este făcut în funcție de temperaturile de afară și de solicitările unor pensionari. Asta e bună. Datorită prețului foarte mare, ei nu își permit să fie furnizată căldura mai multe ore pe zi. Bun, dar în Pașcani nu sunt numai pensionari. În Pașcani sunt și oameni care vor să nu moară de frig în casă, nu? Locuitorii însă doresc ca agentul termic să fie furnizat mai mult seara, deoarece este foarte frig în apartamente. Majoritatea persoanelor nu au mai așteptat căldura în calorifere de la regia locală și au instalat propriile centrale termice. Bine, în ultima perioadă este oricum, nu i-aș spune o modă, dar este o tendință spre a-și pune lumea centrală termică. Sunt o serie de avantaje pe care le prezintă și nu mai depins practic de cei de la regie. Bun. O gură de oxigen pentru bugetul comunei Miroslovești, 4 miliarde de lei vechi de la Consiliul Județean, vești bune pentru cei din administrația locală de la Miroslovești. Sunt șanse ca până la sfârșitul acestui an conturile primăriei, care erau blocate de circa 10 luni din cauza unei datorii vechi, să fie deblocate. Asta după ce Consiliul Județean a alocat suma de 4 miliarde de lei, a fost direcționat pentru stingerea datoriei. Este vorba despre datoria pe care avea primăria Miroslovești la SC ADEM SRL Pașcani. Mă rog, acolo sunt mai multe probleme. Cei de la ADEM spun că a executat o lucrare și că primăria nu le-a plătit-o, iar cei de la ADEN spun că au executat, cei de la primărie spun că lucrarea nu a fost executată până la capăt. Bun, dacă vă mai amintiți că este campanie electorală și poate ați uitat, dacă nu vă amintesc eu, prin aceste integrame ale lui Grigore Crăciunescu, nu știu cât de bine se vede fața fostului primar acolo, dar clar sunt integrame pe alese în care îl vedem pe fostul primar al Pașcaniului alături de diferite personalități, cum este aici, alături de Ion Creangă, da? Deci el este lângă Ion Creangă, foarte, foarte fain, nu? Se vede foarte interesant și, mă rog, dacă o să ne mai uităm, sunt o felul de imagini pe integrame cu fostul primar. Asta cu el vede neajunsurile și ascultă nemulțumirile, o știm de la Pașcani, ne-am lămurit. Știm cum vede neajunsurile și așa. Da, și mai era una interesantă, o găsesem eu pe aici undeva și... asta cu Merlin Moreau, asta e bună, deci fața lui și lângă este fața lui Merlin Moreau. Da, sunt foarte, foarte interesante integramele acestea, iar pe ultima pagină este chiar el alături de
Gheorghe Nichita pe aceste integrame. Asta e situația, da, să fac toată lumea integrame cu fețelor, că doar toată lumea are dreptul să apară în ziua de azi unde dorește și cum vrea. Da, astea sunt greșeli electorale, le-aș numi eu, punctul meu de vedere. Bun, un tânăr din Lespes fură lănțeșoare din aur de la casele de amanet din Pașcani. De asta e un avertisment din punctul acesta de vedere. Un tânăr de 18 ani, elev al unui liceu din Pașcani, și-a găsit o modalitate inedită de a mai câștiga niște bani, și anume mergea în casele de amanet, unde cerea mai multe lănțeșoare, ba, se mai le ducea cu vorba pe vânzătoare, se făcea că vorbește la telefon, își agăța un lănțeșor undeva într-o mânecă de la geacă și o ușchea. Și, mă rog, în felul acesta a procedat de două ori la două case de amanet din Pașcani, a reușit să șterpelească două lănțișoare, iar când s-a dus să mai șterpelească încă unul, l-a recunoscut vânzătoarea spre ghinionul lui și a chemat poliția. În cele din urmă l-au prins. Bun. S-a făcut curată locuința transformată în tomberon de o femeie. Știți că am prezentat la știri zilele trecute, atât eu la Pixel Albastru, cât și colegii mei la Infobit, situația dintr-un apartament al unei femei care și-a strâns absolut toate gunoaiele timp de ceva ani de zile și a fost ieri dimineață cei de la Salubritate și de la Gospodăria Comunală să facă curat acolo. Iată cât gunoi au putut să strângă într-o remorcă numai. 22 noiembrie, doamne, dis de dimineață, prezentația Gospodăriei Comunale, Poliției Locale și Salubritate a făcut o vizită femeii care și-a transformat locuința într-un imens tomberon. Nu orice vizită, ci una în care fiecare a pus umărul la treabă pentru a face curat în casa locatarei și a anihila riscul de îmbolnăvire a vecinilor din scara de bloc. Mare le-a fost mirarea celor care au trecut pragul casei cu pricina pentru a face curat. Dintr-o singură cameră s-au adunat saci întregi de gunoi, circa 500 de kg. Bine, de miros nu vă mai spun că e prima ora dimineții, poate vreți dumneavoastră să mâncați, luați micul dejun, nu mai spun de miros și de alte probleme, focare de infecție și hai să o lăsăm așa, nu mai, mergem la alt subiect. De exemplu, veteranii de război premiați de administrația locală, eveniment deosebit ieri 21 noiembrie la Căminul Cultural al Comunei Miroslovești, cu ocazia împlinirea 70 de ani de la crunta bătălie de la Cotul Donului, 1942 din Rusia, în care 150.000 de soldați români au murit, administrația locală a hotărât să premieze veteranii din Comuna Miroslovești care au luptat în război, greu încercați de viață și cu fețele brăzdate de trecerea anilor. Circa 30 de bătrâni au fost prezenți la festivitate, unde le-au fost înmânate diplome, flori și steagul României, semn de recunoștință. Da, sunt povești incredibile pe care astfel de oameni le spun. Am avut și eu în familie un astfel de om care mi-a povestit destule văzute în al doilea război mondial și de asta e un gest foarte frumos făcut de către cei de la Miroslovești pentru acești eroi ai patriei, de ce să nu-i numim așa. Restul articolului îl găsiți pe ziarulorizont.info. CSM Cosarom se deplasează astăzi la Moinești. V-am spus, nu sunt eu dacă nu vorbesc un pic despre sport în emisiune. Echipa locală are un meci greu. CSM Moinești, echipa ce se află pe locul 3 la un punct distanță de CSM Cosarom Pașcani. Noi ne aflăm pe locul 2, avem 20 de puncte. Cei de la Moinești au 19 puncte. Ambele echipe câte 10 partide disputate și va fi un meci dificil. Astăzi de la ora 14 în deplasarea de la Moinești. Unde ne așteptăm ca băieții noștri să se întoarcă cu măcar un egal. Echipa este în formă, merge bine. Obiectivul oricum va fi atins la finalul turului, pentru că este ultima partidă din turul de campionat, iar obiectivul era ca echipa să se claseze undeva între locurile 1 și 3. Ei, astfel cu obiectivul realizat deja, chiar dacă pierdem la Moinești, locul 3 îl avem asigurat. Noi în momentul de față suntem pe locul 2 și o victorie acolo, poate și o greșeală a liderului SC Bacău, ne-ar asigura locul 1 la finalul turului. Ar fi ceva foarte frumos, un cadou frumos de sărbători, să spunem așa, de la echipa CSM Cosarom pentru fanii. Întâlnire USL la Hârlău pentru domnii de acolo ce ne urmăresc. Adomniței și Nichita susțin candidaturile lui Angel Stanciu și Florin Constantinescu. Cristiana Domniței, președintele Consiliului Județean Iași, Gheorghe Nichita, primarul municipiului Iași și viceprimar ai comunilor din zona Hârlău, și-a arătat susținerea față de candidații USL. Angel Stanciu și Florin Constantinescu au participat la un eveniment de susținere a candidaturilor celor doi. Gazda evenimentului a fost orașul Hârlău,
condus de primarul PSD Constantin Cernescu. În cuvântul său, Cristian Domniță, președintele Consiliului Județean, a spus că greul acestor alegeri începe după data de 9 decembrie. De atunci, cei doi parlamentari alături de cei din județ trebuie să se apuce de treabă. Gheorghe Nichita a spus că USR este condamnat să câștige și să guverneze România. Mă rog, asta rămâne de văzut. Da, echipele de juniori ale Pașcanului pe locul fruntașe la finalul turului campionatelor județene de fotbal. Am prezentat de mai multe ori, văd că prezintă și colegii despre tinerii pașcăreni de la fotbal. Un lucru frumos, avem puși talentați ce merită mediatizați din ce în ce mai mult. Manuale cu defecte, cărțile școlare abundă în greșeli de limba română, dar și de abordare și poziționare. Este un articol ce a adus multe comentarii pe internet și, mă rog, în special la site-ului care a promovat lucrul acesta. Bine, apare articolul pe mai multe site-uri. Una dintre cele mai frecvente erori are la bază lipsa de atenție sau poate de interes în redactarea manualelor. Acestea abundă în greșeli de culegere a textului care ar fi fost eliminate cu ușurință de un corector avizat. De exemplu, în auxiliarul Să dezlegăm tainele abecedarului, scos de editura Carminis, la pagina 95 se repetă zicătoarea graba strică treaba la distanță de doar 3 rânduri. Bun, asta nu este foarte grav, dar sunt și manuale de religie. Un manual de clasa a treia de limba română îi învață pe copii la pagina 10 următoarele: comunicarea între oameni se poate realiza prin transmitere de mesaje. Da, e bun și asta. Manualele de religie sunt poate printre cele mai violente, apar descrise istorii sângeroase, dar sunt prezentate și pilde împotriva necredincioșilor. Din caietul pentru elevi la clasa 1, copiii află că un om bogat a coborât din mașina unui taximetrist pentru că acesta nu și-a făcut semnul crucii în apropierea unei biserici. Asta ce prostii scriu ăștia prin manuale și ne așteptăm ca, virgulă, copiii să învețe lucruri deosebite. Bine. E bine așa. Haideți să ajungem la finalul emisiunii, pentru că sunt presat și de timp. Născut astăzi pe 23 noiembrie, Abraham Baldwin, 23 noiembrie 1754, politician american, mare patriot și unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite. A fost reprezentantul statului american Georgia în Congresul Continental, servind în Camera Reprezentanților cât și în Senatul Statelor Unite în adoptarea Constituției acestei țări. Bun, o altă figură importantă a zilei este Franco Nero, născut pe 23 noiembrie 1941 în San Prospero, lângă Modena. Actor italian, cunoscut prin filmele italiene de western sau polițiști în luptă cu mafia. Cam astea sunt oricum principalele teme pe care le abordează italienii în filme, în care toți carabinierii opresc mafioții. Asta se întâmplă în general. Vincent Cassel, 23 noiembrie 1966, actor francez, bine cunoscut pentru rolele sale negative, în care este cel mai adesea distribuit și care cel mai adesea este omorât, ca să spunem, pentru că în general personajul negativ dă colțul la final, să zicem, nu? Lucian Perța, 23 noiembrie 1953, născut în județul Sălaj, scriitor și poet român. Primul război mondial, pe data de 23 noiembrie 1916, trupele germane ocupă Ploiești, unul de 26 de instalații de rafinare a petrolului, cât și toate sondele, sunt distruse de români. În 1940, Ion Antonescu, șeful statului român, între 1940-1946, a semnat la Berlin adeziunea României la pactul tripartit. Pe aia se pazește la sfârșit sistemul de raționalizare a alimentelor impus în Statele Unite. Iar în 1991, dacă vreți, Freddie Mercury anunță public că are SIDA, a murit a doua zi după această declarație. În calendarul creștin ortodox, cuviosul Antonie de la Iezerul Vâlcea, Sfântul Clement în calendarul romano-catolic, Sfântul Anfilohiu în calendarul greco-catolic și este ziua economiștilor și mai ales este acea Black Friday, lista, care magazinele, astăzi magazinele, majoritatea magazinelor oferă reduceri, toate listele magazinelor apar pe majoritatea site-urilor
Și mă rog, știți ce, dumneavoastră, o serie de magazine online care vând redus astăzi produse. Bun, ăsta a fost Pixelul pe azi și pe săptămâna aceasta. Să aveți un weekend minunat, să vă bucurați de vremea care văd că ușor își revine, și ne revedem luni. Până atunci, rămâneți alături de TV Beat și de zealorizont.info pentru cele mai importante știri. Toate bune!